Mă refer la faptul că sub vechiul legământ Dumnezeu nu putea să aibă milă de un credincios sau de un om fără ca acesta să aducă o jertfă pentru păcatele sale. Și aceste jertfe erau sânge de animale. Problema însă era că acest sânge de animal nu era de ajuns oricum și vom înțelege acest lucru într-un capitol viitor. Sub nou legământ însă Dumnezeu își poate arăta dragostea față de noi, fiindcă Iisus Hristos a plătit pentru toate păcatele omenirii. Dumnezeu nu e mai îngăduitor cu păcatul astăzi decât a fost sub Vechiul Testament. Diferența o face faptul că Iisus Hristos a plătit pentru păcate.